începem să vorbim despre Mavic 3 Pro, trebuie să povestim neapărat cum a început povestea asta cu dronele și mai ales cum a evoluat tehnologia în ultimii 10 ani. Această dronă, dacă pot să-i zic așa, Lotus, a fost prima mea dronă și era un coșmar de pilotat deoarece nu avea GPS și niciun alt sistem de stabilizare care să te ajute în zbor. Pe burta ei am prins un suport de cameră GoPro, care era fixat în 4 șuruburi, cu ceva amortizoare, stil burete de spălat, vase de bucătărie. Și cam așa zburam înainte de 2013, an în care a fost lansat acest DJI Phantom. DJI Phantom a fost drona ce a revoluționat filmarea și fotografia, atât pentru cei ce făceau asta comercial, cât mai ales pentru clasa hobby. Avea un suport ordinar din plastic, în care inseram o cameră GoPro și încă nu exista transmisie video, așa că îndreptam efectiv drona și camera către zona de interes și speram să încadrez imaginea cât mai bine. Cam așa au fost începuturile filmărilor aeriene, pentru că nu mulți aveau mii de euro ca să pună la punct o dronă mai performantă, care desigur era făcută din piese. Lucrurile au evoluat enorm și în 2-3 ani deja aveam o stabilizare decentă pentru camera video, GPS din ce în ce mai performant și, desigur, imagini live atât de necesare în momentul filmării și fotografierii. DJI este în continuare lider pe această piață și pot să spun că am zburat aproape toate dronele lansate de aceștia, dar sunt anumite modele care într-adevăr au făcut istorie. După celebrul Phantom pe care vi l-am arătat mai devreme, aș aminti seria Mavic, care a propus publicului larg drone pliabile, foarte mici ca dimensiuni, dar foarte potente pentru utilizatorul de rând. Totuși, dacă doreai calitate cât mai ridicată, abia de la achiziția firmei Hasselblad de către DJI și lansarea dronei Mavic 2 Pro, abia atunci puteai spune că ai o dronă hobby bună, pentru că nu pot să zic foarte bună. După aceea a venit Mavic 3, produs pe care l-am deja de vreo 2 ani și jumătate, lansarea fiind undeva în a doua jumătate a lui 2021. Printre cele mai bune produse lansate de DJI pe piața dronelor, aceasta a reușit aproape să își omoare fratele mai mare, în care investisem peste 10.000 de euro, și anume DJI Inspire 2. Am vândut acest model în urmă cu un an de zile, cu fabuloasa sumă de 2.500 de euro, mai ieftin decât un Mavic 3 Fly More Combo, care se vinde cu echivalentul la 3.000. De ce asta? Păi, după cum se vede în imagini, pentru că Mavic 3 a adus o calitate video și mai ales foto foarte bună, o autonomie ireală de peste 40 de minute, portabilitate extremă, toate astea încăpând într-o gentuță mică de umăr. După cum vedeți în imagini, am folosit drona în temperatură de minus 20 de grade, urmărind trenuri de marfă prin Suedia și niciodată nu a dat greș. Autonomia nu a scăzut vreodată sub 30 de minute, indiferent de cât de frig a fost afară, ceea ce este un super, super mare plus în momentul în care ai nevoie să stai în aer câteva minute pentru a prinde acel cadru perfect. Zoomul digital de 7x a fost exact ce aveam nevoie ca să observăm calea ferată de la distanță de aproximativ 1 km, deoarece oricât de organizați credeți voi că sunt suedezii, orarul de mers a trenurilor era o glumă și nu a fost respectat în absolut nicio zi din cele 7 pe care le-am stat în Suedia. Astfel, aveam un singur tren pe zi, deci o singură șansă de a prinde niște cadre, precum și o poziție pe GPS care se deplasa mai mult în reluare. Însă, cu ajutorul acestei drone, am fost mereu pregătit și am surprins ceea ce trebuia să surprindem în imagine. Pentru că anul acesta DJI a venit cu un Mavic 3 Pro cu cameră nouă și 3 obiective ce promis să ofere o versatilitate și mai ridicată, am decis să facem un mic comparativ între noua și vechea dronă ca să aveți o imagine completă dacă merită sau nu să faceți upgrade. Și da, în cazul în care vă întrebați ce este cu acea mașină care merge în paralel cu trendul, acolo sunt colegii mei, fotograful la volan și videograful în partea dreaptă, care scoteau cadre de la sol cu acest tren de marfă,
te-a oprit ca să schimbe o persoană, să ia o persoană și a continuat drumul. Semnalul video a fost întotdeauna perfect, indiferent că ne aflam cu drona la 1 km sau la 3, 4, 5 km distanță față de punctul din care am decolat. Și pot să spun că fără drona asta, fără Mavic 3 Pro, nu am fi reușit să scoatem cadre atât de bune din Suedia. Pentru că, exact cum am povestit, foarte multe lucruri au fost împotriva noastră. La programul trenurilor care niciodată nu era respectat până la perioada COVID și de la fața locului pot să vă spun că dacă mecanicii erau bolnavi într-o anumită zi, trenul nu mai pleca. Așa că am avut extrem de puține șanse să scoatem cadre cât mai bune cu aceste trenuri prin Suedia. Dar să trecem la treabă. V-am arătat la începutul clipului câteva cadre din Italia, mai exact din Napoli. Acolo am fost imediat ce am achiziționat noul Mavic 3 Pro și după cum se vede în bagaj le-am avut pe ambele, și 3 Pro și 3-ul normal. Pentru că pe de o parte am zis să am o dronă de backup și pe de alta am vrut să fac o comparație între ele. Dar în momentul în care am folosit pentru prima dată noul 3 Pro, mi-am dat seama că nu mai este nevoie să fac prea multe comparații și, din păcate, pentru vechea dronă nu a mai fost scoasă din pachet absolut deloc. După cum se vede, este un pachet Fly More Combo. Am ales telecomanda RC Pro, pentru că are un afișaj de 1000 de niți și este foarte, foarte bună, în special în zilele însorite, exact așa cum au fost cele 5 zile petrecute în Napoli. În pachet mai avem kitul de filtre ND de 8, 16, 32, 64, ce permit fotografii și imagini cu viteză de expunere mai mică. Bineînțeles, pachetul mai conține o grămadă de cabluri pentru încărcare, dar doar două ne sunt utile nouă în Europa. În rest aveți pentru UK, Japonia, SUA și restul continentelor unde ați putea avea nevoie de altfel de tip de cablu. Pachetul mai conține 3 baterii inteligente, ce oferă în acest caz până la 43 de minute de zbor pentru Mavic 3 Pro, deoarece este o dronă puțin mai grea. Avem un hub de încărcare a bateriilor ce are o putere de 100W și, după cum vedeți, are două mufe USB-C, unde putem conecta atât telecomanda cât și încărcătorul ce încarcă cele 3 baterii, sau dacă doriți puteți încărca telefon sau orice altceva. Avem aici dronele puse una lângă cealaltă, cu tot cu protecția de cameră. Dronele sunt perfect identice, dar se observă o creștere în greutate destul de ridicată, de peste 60 de grame, ceea ce înseamnă că toată această greutate este în fața dronei, în partea frontală, acolo unde este noua cameră cu cele 3 obiective. Era cumva normal și bănuiesc că s-au făcut niște artificii destul de inteligente pentru a avea o dronă cât mai stabilă și o imagine cât mai stabilă în același timp. Pentru că, exact cum ziceam, o bună parte din greutatea dronei se mută către înainte, dar o să vedeți asta în momentul în care le ridicăm de la sol. În rest, senzorii sunt aceiași ca și număr, 8 dacă nu mă înșel, atât pe burtă cât și pe suprafața dronei în partea frontală, în partea din spate. Aveți în același timp luminile LED pe care probabil le știți, se activează în momentul în care aterizăm sau decolăm de pe o anumită suprafață. În rest, cum ziceam,
corpul dronei este absolut identic. Și ca să exemplificăm asta cât mai bine, o să punem dronele una peste cealaltă ca să vă convingeți că dimensiunile sunt aceleași. Brațele au aceeași lungime, telecomenzile sunt aproximativ la fel, mai puțin display-ul și aceste butoane de pe spate ce pot fi personalizate. Dar pe mine personal, după ce am zburat 2 ani și jumătate cu această telecomandă clasică, butoanele acelea de pe spatele telecomenzii m-au încurcat puțin pentru că le atingeam nefiind obișnuit cu ele în acea poziție. În rest aveți 2 rotițe de scroll pentru anumite funcții și pentru funcția de tilt, up and down. Selectorul modurilor, avem cine, normal și sport și în modul sport se dezactivează senzorii. Aveți un microSD pentru această telecomandă, dacă doriți să faceți update-uri sau să instalați anumite programe pe ea și bineînțeles mufa de încărcare. Iată și dronele într-o poziție ușor indecentă și puteți să vedeți foarte bine că picioarele calcă exact în același punct. Era ceva normal pentru DJI pentru că nu avea sens să investească în a reproiecta o dronă doar pentru cele 60 de extra grame pe care le aduce camera foto-video. La urmă este un ușor stres pe motoare pentru a compensa diferența de greutate și asta se vede imediat și din faptul că noua dronă are un timp maxim de zbor de 43 de minute față de 46 cât avea cea veche. Aici vă exemplificam un iPhone 13 Pro Max cu luminozitatea setată la maxim față de telecomanda aceasta RC Pro. Și cum spuneam, ecranul ăsta de 1000 de niți chiar face diferența și culorile îmi place că arată mult mai vii. Poate puțin prea puternice. Sony făcea ceva de genul acesta, ar afișa niște culori un pic prea forțate, dar imaginea pe calculator arată foarte bine, așa că nu văd o problemă în asta. Aici am ridicat prima dronă, Mavic 3, și după cum ați văzut, toate cele 4 picioare s-au ridicat în același timp de la sol. Am folosit slow motion ca să vedeți exact cum decolează, cum se ridică drona de la nivelul solului, ca să vedem cât de mult influențează greutatea aceasta ce se află în partea frontală a dronei. În cazul lui Mavic 3 Pro avem 2 camere, una principală Hasselblad și cealaltă este folosită special pentru zoom și pentru observare. Drona mi-a plăcut întotdeauna, stă extrem de bine la punct fix. Acum să vedem și noul Mavic 3 Pro. Uitați la brațele față. Picioarele față se ridică puțin după, pentru că, așa cum ziceam, greutatea a fost balansată pe vechea cameră și acum, având mai multă greutate în noua cameră cu 3 obiective,
era cumva normal să decoleze puțin cu nasul în pământ. Dar stabilizarea camerei este excelentă. O să vedeți imediat că o să filmăm cu toate cele trei obiective pe rând și nu am ce să-i reproșez. Aceasta este o filmare cu Mavic 3. Am lăsat cadrele exact cum sunt pe card. Am lăsat balansul de alb pe auto pentru că n-am vrut să interferez cu absolut nimic. Am zis să vedeți o imagine cât mai corectă din cameră și cum își face camera balansul de alb în special. Se vede cum crește luminozitatea odată ce avem anumite zone mai întunecate. Mie personal mi-a plăcut mereu camera asta, mi s-a părut că arată foarte bine, foarte natural. Și aici filmam cu Mavic 3 pe Mavic 3 Pro, care se afla în aer. Și imaginea asta, deși are puțin mai mult soare, este filmată cu Mavic 3 Pro. Mie mi se pare că arată mult mai bine. Setările sunt făcute mult mai ok, deși camera este identică. Și asta se poate observa și în acest cadru de contrajur, direct către soare. Repet, filmările sunt făcute la distanță de 2-3 minute maxim, dar o rază în plus de soare contează enorm. După cum se vede, imaginea este mult mai vie. Bineînțeles, returul la sol. Acum aș vrea să facem o trecere printre camerele de pe Mavic 3 Pro. Avem aici 24 de mm. Dacă apăsăm o dată, trecem în mod 2X, adică 48 de mm. Și pe urmă 3X, a trecut pe cea de-a doua cameră. Așa că stabilizarea este foarte, foarte fină. Din 3X o să trecem în 7X, adică în 166 de mm. Și cam așa arată imaginea în modul 7X de pe Mavic 3 Pro. Amuzant este că deși este destul de departe, putem să vedem prețurile de la benzinăria MOL, atât pentru benzină cât și pentru diesel. Și încă un 7X pe clădirea Willbrook. Camera arată foarte, foarte bine cât timp sunt anumite condiții de iluminare. În momentul în care avem o lumină mai slabă, așa cum este în curtea noastră umbrită de copaci, atunci imaginea devine slabă calitativ. Dar până la urmă sunt trei camere într-o singură dronă, lucru care mi se părea de neconceput acum câțiva ani de zile. Și totuși DJI ne oferă treaba asta, aceste trei camere, într-o dronă care costă 3000 de euro, într-un pachet complet, trei baterii, ce ne oferă un minim de, zicem, 90 de minute, câte 30 pe fiecare baterie în parte, un minim de 90 de minute de filmare. Ca și concluzie finală, sunt foarte încântat de dronă, eram încântat și de primul model, dar acum cele trei camere chiar îți oferă o versatilitate care este de neegalat în acest moment. Nicio altă dronă nu oferă așa ceva, să poți să schimbi camera în zbor și
Asta împreună cu autonomia foarte ridicată pe care ți-o oferă cele trei baterii, cu bateria telecomenzii care durează undeva peste 6-7 baterii, adică câteva ore bune, fac din această dronă cea mai bună dronă în momentul de față din punctul meu de vedere. Și ținând cont că se încadrează în 3000 de euro, este mai mult decât ideal pentru ceea ce primiți în pachet. Dacă sunt orice întrebări, comentarii sau dacă doriți să facem review altui produs, puteți să lăsați un mesaj în comentarii. Mulțumesc!